Binecuvântat să fie Domnul din veșnicie în veșnicie. Acum, când vrem să vorbim despre voia Lui în ceea ce face El. Dacă în lecția anterioară am vorbit despre voia Lui care trebuie să fie executată de noi, acum vorbim de ceea ce execută, de ceea ce împlinește El potrivit voiei sale. Pentru că voia Domnului, împlinită de om, de înger, dar asta e treaba lor, de întreaga creație, dar cu lumea materială nu-i problemă, că soarele și toate cele materiale se mișcă de fiecare dată conform planului rânduit de Dumnezeu, își parcurg drumul pe traiectoria lor. Și voia Lui împlinită de El formează ansamblul voii Lui Dumnezeu. Dumnezeu a vrut să lucreze împreună cu noi, noi trebuie să știm cine revine nou de făcut și în același timp să cunoaștem ceea ce face El, de regulă ceea ce numai El poate face și noi nu putem face, cum zice psalmistul, că Dumnezeu este singurul care face minuni. Atunci când Domnul și-a trimis ucenicii, ei au plecat însoțiți de puterea divină care l-a însoțit și pe El. Și este scris în Evanghelia după Marcu, în capitolul 16, versetul 20, asta referitor la lucrarea din biserică, dar este valabil pentru tot ce se întâmplă în acest univers, în toate domeniile vieții. Iar ei au plecat și au provăduit pretutindeni, Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul prin semnele care îl însoțeau. Și tot în ideea aceasta scrie în Efeseni, capitolul 4, versetul 6, despre Dumnezeu și ceea ce face El, chiar dacă lucrurile Lui ne implică și pe noi, ceea ce face El este aproape totul. Ba chiar am putea spune, sub un alt aspect, că El face totul. Este un singur Dumnezeu și Tatăl tuturor, care este mai pe sus de toți, care lucrează prin toți și care este în toți. Domnul face așadar tot ceea ce îi revine Lui, manifestându-se așa cum am învățat în prima lecție, conform naturii și planurilor Lui. Dacă ne gândim și chiar suntem îndemnați să ne gândim și întrebați dacă ne-am gândit, începând de la creație, la lucrările Lui, vom constata că este omniprezent, omnipotent, și în tot ce face atât de binevoitor. Scrie aici în Isaia capitolul 40 de la versetul 21: nu știți, n-ați auzit, nu vi s-a făcut cunoscut de la început, nu v-ați gândit niciodată la întemeierea pământului? El șade asupra cercului pământului și locuitorii sunt ca niște lăcuste înaintea lui. El întinde cerul ca pe o hramă subțire și lățește ca un corc ca să o crească în el. Versetul 25, și cu cine mă veți asemăna ca să fiu deopotrivă cu El, zice Cel Sfânt? Asta a întrebat Dumnezeu pe evrei care le-au ispitit să adopte idoli. Ridicați-vă ochii în sus și priviți cine a făcut aceste lucruri. Cine a făcut să meargă după număr în șirul știrea lor? El le cheamă pe toate pe nume, așa de mare e puterea și tăria Lui, că una nu lipsește. Asta, în primul rând, pentru lumea materială, am putea spune, dar și pentru lumea vie, în primul rând, pentru oameni. Citim în aceeași carte Isaia 45 că Dumnezeu face tot ceea ce are în plan și nu poate fi contestat și nu poate fi oprit. Isaia 45, citim de la versetul 7, eu întocmez lumina și fac întuneric, eu dau propășirea și aduc restriștea. Eu, Domnul, fac toate aceste lucruri. Să picure cerul de sus și să ploaie norii neprihănirea, să deschidă pământul, să dea din el mântuirea și să iasă totodată din el izbăvirea. Eu, Domnul, fac aceste lucruri. Iată pe ce cade accentul. Vai de cine se ceartă cu făcătorul său, un ciop dintre cioburile pământului, oare lutul, zice el celui ce-l fățuiește, ce faci? Și lucrarea ta zice despre tine, el n-are mâini? Vai de cine zice tatălui său pentru ce mai născut și mamei sale pentru ce mai făcut? Așa vorbește Domnul Sfântului Izrael, făcătorul tău, vrea cineva să mă întrebe asupra viitorului, să-mi porucească pentru copiii mei și pentru lucrarea mâinilor mele? Eu am făcut pământul și am făcut pe om pe el,
Eu cu mâinile mele am întins cerurile și am așezat toată oștirea lor. Acesta este Dumnezeul care face ceea ce voiește. Vom privi în lecția aceasta, în prima parte, la autoritatea și puterea Domnului și în a doua, la lucrările voii Domnului. Urmând ca în final, ca și la lecțiile anterioare, să ne oprim la ceva aplicații și exemple pe tema aceasta. Așadar, în primul rând, autoritatea și puterea voii Domnului. Autoritatea cuvântului Domnului se exercită în mod absolut în tot universul spiritual și material pe care l-a creat și a cărui stăpân absolut este. Cuvântul lui, prin care a creat, are aceeași autoritate în a se executa orice lucrare în univers. În cartea profetului Isaia, la capitolul 55, este scris în versetele 10 și 11. Căci după cum ploaia și zăpada se pogoară din cerul și nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul și îl fac să rodească, să odrăslească pentru ca să dea semânță semănătorului și pâine celui ce mănâncă, tot așa și cuvântul meu, care iese din gura mea, nu se întoarce la mine fără rod, ci va face voia mea și va împlini planurile mele. Adică nu se poate ca Dumnezeu să execute, să rostească un cuvânt și să nu se împlinească, să nu se aplice. Așa cum scrie și în Psalmul 33, El zice și se face. Aș vrea să privim în continuare și la spusele Domnului Iisus Hristos din Matei capitolul 19, versetul 26, care spunea, și asta trebuie să fie un cuvânt de reper pentru noi, la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință, adică nu este ceva ce n-ar putea face. Este, așa cum a întrebat Domnul în casa lui Avram, scrie în Genesa 18, este ceva prea greu pentru Domnul? Și răspunsul este... Nu este nimic prea greu pentru Domnul. Să citim și din Psalmul 147 pentru a observa autoritatea cuvântului, că Dumnezeu tot ceea ce vrea face pe baza cuvântului său. Are o putere în el orice cuvânt venit de la Dumnezeu. Psalmul 147, așadar, citim de la versetul 5. Mare este Domnul nostru și puternic prin tăria Lui. Priceperea Lui este fără margini. Și printre altele scrie aici de la versetul 15. El își trimite poruncile pe pământ, cuvântul Lui aleargă cu iuțeală mare. El dă zăpada ca lână, El presară bruma albă ca cenușă, El își azvârle gheața în bucăți. Cine poate sta înaintea frigului său? El își trimite cuvântul său și le topește. Pune să sufle vântul lui și apele curg. Că tot ceea ce se întâmplă în natură se execută pe baza cuvântului rostit de Domnul, fie prin legile care le-a pus și funcționează cu regularitate, fie atunci când intervine și schimbă aceste reguli, făcând vreo excepție, are toată autoritatea, așa cum și Domnul Iisus Hristos a fost o minune pentru oamenii care l-au auzit cum poruncește apelor și vântului și demonilor și tuturor celor ce ar fi stat în cale, pentru că Dumnezeu are autoritate absolută în cuvântul său. Puterea Domnului permite efectuarea oricărei lucrări oriunde și oricând. Pentru Dumnezeu nu este un impediment de timp sau de spațiu. În Psalmul 105, rămânând în Cartea Psalmilor, este scris, începând cu versetul 5, și voi citi doar selectiv, despre puterea Domnului,
Aduceți-vă aminte de semnele minunate pe care le-a făcut, de minunile și de judecății rostite de gura lui. În mod deosebit, evreii își aminteau despre minunile efectuate cu puterea divină la eliberarea din Egipt, dar și la drumul postiei și mai apoi în războaie și în alte situații în care Dumnezeu a intervenit. Mai punctez din acest psalm ceea ce scrie de la versetul 24. Domnul a mulțit pe poporul său foarte mult și l-a făcut mai puternic decât potrivnicii lui. Acestor le-a schimbat inima până acolo că au urât poporul lui și s-au purtat mișelește cu robii săi. A trimis pe robul său Moise și pe Aron pe care l-a lăsese. Prin puterea lui au făcut semne minunate în mijlocul lor, au făcut minuni în țara lui Ham. Deci iată că tot ce s-a întâmplat a trebuit să aibă de-a face în primul rând cu puterea divină. Să citim tot în privința aceasta, tot din Psalm, de la 135, versetele 5 la 7. Știu că Domnul este mare și că Domnul nostru este mai presus de toți Dumnezeii. Domnul face tot ce vrea în ceruri și pe pământ, în mări și în toate adâncurile, adică oriunde. Și dă exemplu în continuare, el ridică norii, el aduce un fenomen meteo sau altul, face o lucrare sau alta. Toate le face cu puterea sa. Aceasta a constatat înțeleptul Solomon când a spus ceea ce citim din cartea 2 Cronici, capitolul 6, versetele 4 și 15. Regele a zis, binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul Israel care a vorbit cu gura sa tatălui meu David și a împlinit, accentuez, prin puterea sa ce spusese când a zis. Și face referirile concrete. Apoi versetul 15. Cuvinte rostite în rugăciune. Astfel ți-ai ținut cuvântul dar robului tău David tatăl meu și ce ai spus cu gura ta împlinești astăzi prin puterea ta. Acesta este Domnul, Dumnezeul nostru, plin de putere. Numele Lui să fie slăvit și binecuvântat în toate. Aș vrea de asemenea să înțelegem că deciziile divine sunt justificate. Să nu creadă cineva că Dumnezeu, dacă e puternic, așa trece cu buldozerul peste toate. Că n-ar fi atent și că n-ar ține cont, dacă am citat într-o lecție anterioară, că nu uită nici de vrăbii. Deciziile divine sunt întotdeauna motivate, sunt întemeiate și chiar mai mult sunt transmise la vreme potrivită prin sfatul străjerilor din cer, prin îngerii săi sau prin profeți. În Amos este scris că Domnul, înainte de a face ceva, informează prin profeți. Dumnezeu a decis să pedepsească Israelul, dar înainte le-a trimis multe înștiințări și apoi a acționat în puterea sa. În cartea a doua a Cronicilor, în capitolul 36, scrie în versetele 15 și 16, Domnul Dumnezeu părinților lor a dat din vreme temiților să însărcinarea să înștiințeze că își voia să cruțe pe poporul său și locașul său. Deci iată că nu a fost Dumnezeu pornit să-i nimicească, dar ei s-au bătut joc de trimișii lui Dumnezeu, i-au nesocotit cuvintele, acelea plin de autoritate, au râs de prorocii lui, până când mânia Domnului împotriva poporului său a ajuns fără leac. Și în asemenea situații nu mai este Dumnezeu de vină. Să luăm și cele scrise în cartea Daniel, capitolul 4 și 5, și să învățăm din experiența lui Nebucadnețar, din disciplinarea lui, felul în care Dumnezeu ia o decizie și o execută prin puterea lui. Citim de la versetele 23.
Cartea Daniel, capitolul 4. Împăratul a văzut un străjer sfânt coborându-se din cer și zicând: tăiați copacul și nimiciți-l, dar trunchiul cu rădăcinile lăsați-l în pământ și legați-l cu lanțuri de fier și de aramă, iarba de pe câmp, ca să fie udat de roa celui să stea la un loc cu fiarele câmpului până vor trece 7 vremuri peste el. Iată tâlcuirea acestui fapt împărat, iată hotărârea celui preanalt care se va împlini asupra Domnului meu împăratul. Te vor izgâni din mijlocul oamenilor, vei locui la un loc cu fiarele câmpului și îți vor da să mănânci iarbă ca la boi, vei fi udat de roa celui și 7 vremuri vor trece peste tine până vei cunoaște că cel preanalt stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cui vrea. Porunca să se lase trunchul cu rădăcinile copacului înseamnă că împărăția ta va rămânea, ție îndată ce vei recunoaște stăpânirea celui ce este în ceruri. Acesta a fost mesajul transmis prin Daniel. Mai târziu, sunt cuvintele împăratului care a zis, citesc de la versetul 35. Toți locuitorii pământului sunt o nimica înaintea lui. El face ce vrea cu astea ceruri și cu locuitorii pământului și nimeni nu poate să stea împotriva unui lui și nici să zică ce face. În vremea aceea mi-a venit mintea înapoi, slava împărăției mele, măreția, strălucirea mea mi s-au dat înapoi. Sfenții și mai marii mei m-au căutat din nou, am fost pus iarăși peste împărăția mea și puterea mea a crescut. Pentru că așa a decis Dumnezeu să coboare foarte jos și apoi să urce mai sus decât înainte. Acum eu, Nebucadnețar, laud să nasc și slăvesc pe împăratul celor, căci toate lucrurile sunt adevărate, toate căile sunt drepte și el poate, vorbim de puterea Domnului, să smerească pe cei ce umblă cu mândrie. În capitolul următor scrie că urmașii lui n-au înțeles cu cine au de-a face și s-au crezut supremi. Și amintește Dumnezeu prin Daniel lui Belșațar, citesc de la versetul 23, te-ai înălțat împotriva Domnului Cerului și n-ai slăvit pe Dumnezeu în mâna căruia este suflarea ta și toate căile tale. De aceea a trimis el acest cap de mână care a scris scrierea aceasta, care îi anunța sfârșitul, îi pronunța destinul. Așadar, Dumnezeu poruncește prin cuvântul său și execută totul prin puterea sa absolută. De aceea se spune ca psalmistul, mare este Domnul. În a doua parte, să ne oprim la lucrările voii Domnului. Să vedem mai desfășurat ce lucrează Dumnezeu în ceea ce revine lui să împlinească din ansamblu voii sale. Dumnezeu controlează, conform principiilor și planurilor sale, activitatea tuturor ființelor create, implicându-se în viața lor, începând prin a le da viață, sănătate, daruri spirituale și fizice, autoritate și orice altceva, cum zice la Iacov 1:17, cu orice dar bun și desăvârșit se coboară de la Domnul. Să citim începând cu Isaia 44, pentru a vedea felul în care Dumnezeu se implică în viața oamenilor, că în primul rând asta ne interesează pe noi. 44:28. Dar întăresc cuvântul robului meu și împlinesc ce prorocesc trimeșii mei. Eu zic despre Ierusalim, va fi locuit. Și despre cetățile lui Iuda vor fi zidite iarăși. Și le voi ridica tărâmăturile. Eu zic adâncului, usucă-te și îți voi seca râurile. Eu zic despre Cir, el este păstorul meu și va împlini toată voia mea și va zice despre Ierusalim să fie zidit iarăși și despre templu să-i se pună temeliile. Și așa s-a întâmplat. Citește din capitolul 46, versetele 10 și 11. Eu am vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte și încă nu era împlinit. Eu zic, hotărârile mele vor rămâne în picioare și îmi voi aduce la îndeplinire toată voia mea. Eu chem de răsărit o pasăre de pradă într-o țară depărtată un om ca să împlinească planurile mele. Da, eu am spus și eu voi împlini. Eu am plănuit
și eu voi înfăptui. Cu ce libertate rostește Dumnezeu asemenea cuvinte, pentru că în puterea sa poate să se implice în viața unui om sau unei națiuni, să decidă ce vrea și nimeni nu îi se poate împotrivi. Din Noul Testament vreau să luăm un caz foarte particular, Ioan capitolul 21, o discuție între Domnul Iisus și Petru. Știți că acest ucenic a fost foarte atașat de Ioan și de Iacov, dar în mod deosebit de Ioan. Și la un moment dat, Domnul îi spune lui Petru cu ce fel de moarte are să proslăvească numele său. Și Petru întreabă în versetul 21, uitându-se spre Ioan, Doamne, dar cu acesta ce va fi? Iisus, cel înviat, care a primit toată puterea în cer și pe pământ, răspunde, dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Tu? Vino după mine. Deci iată cum Dumnezeu se implică în mod diferit. Iacob, dintre cei trei, moare primul. Petru își întâlnește sfârșitul prin martiraj, să spunem, la bătrânețe, ca așa e scris. Iar Ioan încă a mai rămas, se pare că, multă vreme. Toate acestea dovedesc implicarea și voia divină. Că dacă Dumnezeu a ales pe cineva apostol, i-a și dat anumite daruri, cum este cazul lui Pavel. A fost contestat, dar înzestrarea divină l-a dovedit ca autentic. De aceea scrie la începutul epistolelor sale uneori, cum vă citesc din 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 1, Pavel chemat să fie apostol al Iisus Hristos prin voia lui Dumnezeu. Știți, scrie în Galateni că era pus deoparte din pântece mamei lui. Deci iată cât de mult se implică Dumnezeu în viața oamenilor. Așa este cu toate darurile Duhului Sfânt, cum scrie în aceeași epistolă 1 Corinteni 12 de la versetul 6. Sunt felite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți și fiecare este dat arătarea Duhului spre folosul altuia. De pildă, unul este dat, una, altul este dat, alta. Și concluzionează versetul 11, dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh care dă fiecăruia în parte și accentuez cum voiește. Idee care este prezentată și în urma împlinirii celor spuse în Evrei, capitolul 2, o epistolă scrisă ceva mai târziu, versetul 4, în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri și feluri de minuni, și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia sa. Deci iată că Domnul a spus întâi, cum scrie în Marcu 16, iată semnele ce vor însoți, și când s-a scris epistola aceasta, deja se derulaseră, se adeveriseră acele lucruri, pentru că Dumnezeu aleseze pe fiecare, potrivit cu planul său, cu voia sa. Și când Simon, magul, a vrut și el să intervină, i s-a spus că n-are acces. Când cei doi fii al lui Sceva au vrut și el să se amestece, aparent să facă un bine, s-a dovedit că nu sunt înzestrați, că n-a fost voia Domnului să primească și ei darurile care le-ar fi râfnit. Vreau să înțelegem, referitor la lucrările voii Domnului, și un alt aspect. Faptul că Dumnezeu judecă orice faptă și îi pedepsește păcatul. Nu întotdeauna în ziua comiterii lui, dar niciodată păcatul nu se prescrie. Este scris în 2 Reși, capitolul 24, versetul 3, despre vremea împăraților și a pedepselor care au venit prin diferite popoare de prin prejur. Lucrul acesta s-a întâmplat numai după porunca Domnului, care voia să lepede pe Iuda dinaintea lui din pricina tuturor păcatelor săvârșite de Manase. Deci, iată, voia Domnului a fost o urmare a atitudinii lor. S-a
Scrie tot aici, în versetul 20, și lucrul acesta s-a întâmplat din pricina mâniei Domnului împotriva Ierusalimului și împotriva lui Iuda, pe care voia să-l lepede dinaintea lui. Apoi, citim în cartea 2 Cronici, capitolul 22, versetul 7, despre un alt caz, de data asta ce viza pedepsirea casei lui Ahab. Prin voia Dumnezeu și spre pierzarea lui a venit Ahazia la Ioram. Și știți că a fost ucis de Iehu și alaiul său. Pentru că Dumnezeu, mai degrabă sau mai târziu, își arată voia prin care nu suportă păcatul, orice păcat strânește mânia divină, și execută pedepse prin puterea sa. Așa cum este scris și în cartea Osea, o carte care incriminează păcatul evreilor, scrie în 10 cu 10, îi voi pedepsi când voi vrea și se vor strânge popoare împotriva lor, căci îi voi pedepsi pentru îndoita lor nelegiuire. În cartea Ezechiel sunt astfel de referințe, de asemenea, pun Dumnezeu nota pe cei credincioși și aplica pedepse celor păcătoși. Deși scrie la un moment dat în Ezechiel 21 că Domnul urma să-i nimicească și pe cei buni și pe cei răi. Asta nu înseamnă că Dumnezeu nu-i tratează diferit, dar când este sfârșitul unei perioade, cum a fost și în vremea lui Ieremia, au suportat toți într-un fel pedeapsa, în sensul că a fost nimicită țara, a fost distrus templul, dar asta nu înseamnă că au ajuns toți la un loc. Că Dumnezeu îi selectează. Știți cum a portat de grijă lui Ieremia, lui Baruch, lui Ebed-Melec, etiopianul? Și chiar dacă ar fi o să moară împreună, evident că la înviere se va vedea deosebirea, cum scrie Maleahii 3, de cel ce slujește și cel ce nu slujește. Dar aici vreau să mai menționăm un aspect care uneori creează confuzii și nedumeriri, naște întrebări, adesea fără răspunsuri. Acțiunile voii lui Dumnezeu sunt uneori greu de înțeles. El face planuri pe care le ducea în deplinire și noi uneori nu le pricepem nici pe parcurs, nici la gata. De exemplu, ce s-a întâmplat cu Iov, toată familia și gospodăria lui. Spune Iov, capitolul 10, de la versetul 2. Știți că acolo sunt dialoguri între cei trei prieteni și Iov, mai la urmă apare și Elihu. Dar versetele acestea fac parte din cuvântarea lui Iov. Iov 10, de la versetul 2. Eu zic lui Dumnezeu, nu mă osândi, arată-mi pentru ce te ceri cu mine. Îți place să chinuiești, să disprețuiești făptura mâinilor tale în timp ce faci să strălucească bunăvoința peste sfatul celor răi? Oare ai ochi de carne sau vezi cum vede un om? De ce se părea foarte nedrept lui Iov, ca lui Asaf altădată. Și întreabă el, în versetul 9, adus aminte că tu m-ai lucrat ca lutul și vrei din nou să mă prefaci în țărână? Pentru că s-a aștepta să moară în boala lui, ba chiar la un moment dat nici nu-și mai dorea, poate să trăiască. În aceeași carte scrie în capitolul 13, și aici din nou sunt cuvintele lui Iov, nu a prietenilor săi, de la versetul 24. Pentru ce ți-a ascuns fața și mă iei drept vrăjmaș? Vrei să lovești o frunză suflată de vânt? Vrei să urmărești un pai uscat? Pentru ce mă lovești cu suferința mare și mă pedepsești pentru greșeli din tinerețe? Pentru ce să-mi pui picioarele în butuci, să-mi pândești toate mișcările, să-i pui hotar pașilor mei, când trupul meu cade în putrezire ca o haină mâncată de molii? Și în finalul acestei cărți, Iov ajunge să spună următoarele cuvinte. Citesc din capitolul 42, de la versetul 1.
Iov a răspuns Domnului și a zis, știu că tu poți totul. Asta e tematica lecției noastre. Și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor tale. Da, am vorbit fără să le înțeleg de minuni care sunt mai presus de mine și pe care nu le pricep. Urechea mea auzi vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut, de aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Deci toată frământarea lui Iov nu s-a soldat cu un răspuns inteligibil pentru el. Dar a fost foarte clar în final că Dumnezeu este în control și că ceea ce s-a întâmplat n-a fost fără voia lui, n-a fost fără știrea lui, nu i-a scăpat din mâini. Și probabil numai în veacul viitor va înțelege Iov și noi ceilalți de ce Dumnezeu a lucrat așa. Poate, între altele, eu am o vorbă, când Dumnezeu face un drum, rezolvă mai multe treburi. Ce câștig a fost de mii de ani pentru oamenii care au citit această carte și li s-a întâmplat la fel. Dar cred eu că în veșnicia viitoare se vor vedea toate lucrurile de ce s-a întâmplat așa. Nu că noi vom manifesta curiozități și că ni se vor da răspunsuri după gândirea noastră de acum. Dar ce nu înțelegem aici, că a lucrat Dumnezeu în voia Lui corect, vom înțelege în veșnicia viitoare. Noi facem calcule pe un segment limitat. Dumnezeu are o privire și socoteli cu perspectivă eternă. De aceea zice Apostolul Pavel în Romani, capitolul 11, de la versetul 33. O, adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt judecățile Lui și cât de neînțelese sunt căile Lui. În adevăr, cine a cunoscut gândul Domnului sau cine a fost sfetnicul Lui? Cine a dat ceva întâi ca să aibă de primit înapoi? Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile, a Lui să fie slava în veci. Amin. Așadar, să-L slăvim pentru ce înțelegem și pentru ce nu înțelegem. Nici eu în viață nu le-am înțeles pe toate, dar înțeleg cercetând Scriptura și crezând-o că Dumnezeu tot ce face are sens, are valoare, că El este sfânt și fără vină în toate acțiunile Lui. Binecuvântat să-i fie numele. Și așa cum anticipam în parte, cred că perspectiva împărăției eterne reflectă pe deplin ce poate și va face Domnul. Abia atunci și acolo și în urmare pentru vecii vecilor vom înțelege ce rost au avut aceste lucruri. Pentru că acum trăim într-o anumită condiție, acolo vom trăi într-o altă condiție. Este scris în Matei la capitolul 20 că mama lui Iacob și Ioan au vrut, poate gândiți-vă și la gradul lor de rudenie cu Domnul Iisus sau cel puțin privit prin prisma dorinței ei ca mamă și a faptului că Domnul i-a ales pe cei doi în grupul celor trei mai apropiați să ceară ceva pentru veșnicia viitoare. Și a zis, versetul 21, poruncește aseară ca în împărăția ta acești doi fii ai mei să șadă unul la dreapta și altul la stânga ta. Drept răspunsul și a zis, nu știți ce cereți. Puteți voi să beți paharul pe care am să-l beau eu și să fiți botezați cu botezul care am să fiu botezat eu? Putem, mi-au zis ei, deși nu cred că ei conștientizau pe deplin atunci ce înseamnă asta. Și le-a răspuns, este adevărat că veți bea paharul meu și veți botezați cu botezul care a să fiu botezat eu, dar a ședea la dreapta și la stânga mea nu atârnă de mine să o dau, ci este păstrată pentru ceea pe care a fost pregătit de Tatăl meu. Deci iată că pozițiile ce vor fi acolo, împlinirile eterne, au de-a face cu activitatea noastră de aici, dar au de-a face în primul rând cu hotărârile divine, cu proiectele de care am vorbit și de care trebuie să ținem cont întotdeauna. Cel ce a spus, așa cum scrie Apocalipsa 21, că face toate lucrurile noi, trebuie să înțelegem că acel nou de atunci înseamnă ceva perfect. Nu doar în sensul că
nu se mai defectează, că nu se mai învechește, ci în sensul de desăvârșit, că nu putea fi, că n-ar putea fi mai bine de așa. Asta se va vedea pe deplin atunci când Dumnezeu va fi așa cum scrie în 1 Corinteni, capitolul 15, după ce se vor încheia toate luptele și toți vor să-L înțeleagă pe Dumnezeu, să-L asculte, versetul 28, și când toate lucrurile vor fi supuse, atunci chiar și Fiul se va supune celui ce a supus toate lucrurile pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți. Abia atunci cred că vom înțelege, cum zice și 1 Corinteni 13, ceea ce acum cunoaște doar în parte, vom cunoaște pe deplin. Să ne ajute Bunul Dumnezeu, făcându-ne partea noastră și văzându-L cum își face partea Lui, uneori înțeles, alteori neînțeles, să putem ajunge acolo. Într-o a treia parte a lecției noastre, să ne oprim doar la două aplicații. Prima. Fiindcă Domnul face tot ce vrea, cu cine vrea, când vrea și unde vrea, este înțelept să fim în cunoștință de voia sa, în măsura în care putem pricepe, și mai important, să fim în acord total cu voia sa. În epistolele apostolului Pavel, adesea el vorbește despre lucrări care le are în plan, dar pe care și le subordonează voii Domnului. Eu citesc numai din Romani, capitolul 1, când scrie el în versetul 10: și cer întotdeauna ca prin voia lui Dumnezeu să am în sfârșit fericirea să vin la voi. El dorea, cum scrie versetul 15, are o vie dorință să vestească Evanghelia, dar rămânea la latitudinea voii Domnului, dacă este prevăzut el să slujească la Roma, cum i s-a întâmplat altă dată când a vrut să meargă într-o anumită zonă în Asia Mică și Domnul l-a trimis în Europa. În sfârșitul aceleiași epistole către Roman scrie în capitolul 15 de la versetul 30: învădând dar fraților pentru Domnul nostru Iisus Hristos și pentru dragostea Duhului să vă luptați împreună cu mine rugăciunile voastre către Dumnezeu pentru mine, ca să fiți izbăviți de răzvrătiții din Iudeea și pentru ca slujba pe care am să pentru Ierusalim să fie bine primită de Sfinți și astfel să ajung la voi cu bucurie, cu voia lui Dumnezeu, să mă răcoresc puțin în mijlocul vostru. Știți că și în Fapte este scris despre Apostolul Pavel atunci când au fost profețiile, dacă să se suie sau nu la Ierusalim, scrie în capitolul 21, versetul 14: dacă am văzut că nu-l putem îndubleca, n-am mai stăruit și am zis: facă-se voia Domnului. Așadar, să fim punctual în orarul voii lui Dumnezeu. Pentru ca nu cumva, vorba lui Gamaliel înțeleptul, să ne pomenim că luptăm împotriva lui Dumnezeu. Nu cumva că noi suntem pe deal, Domnul să fie pe vale și invers. Asta în toate aspectele vieții. Exemplu scrie în cartea profetului Osea, la capitolul 7, versetul 13: vai de ei pentru că fug de mine. Pe ei vine peste ei pentru că nu sunt credincioși. Aș vrea să-i scap, dar îi spun minciuni împotriva mea. Deci Dumnezeu a vrut să-i ajute, dar ca Ierusalimul n-au cunoscut clipa potrivită. Eu obișnuiesc să le spun la oameni când au chemare să se întoarcă la Domnul, să folosească momentul, pentru că nu poți să te întorci la Dumnezeu când vrei, numai când te cheamă. Vorba a scris în Iov: n-ai unde să-L găsești pe Dumnezeu dacă nu ți iese El în întâmpinare. În toate, așadar, să fim în acord cu voia Domnului, să cunoaștem ceasul, vremea, cum este scris în Ieremia 8 despre păsările migratoare, că își cunosc vremea pe ceruri. A spus Domnul celor din vremea sa că și ei știau când va fi vreme bună sau nu, dar nu cunoșteau vremea, era vremea când la împlinirea vremii venise Fiul lui Dumnezeu.
Este o vreme potrivită pentru căsătorie, pentru slujire, pentru misiune, pentru ajutorare, că toate sunt frumoase la vremea lor. Ferici de cei ce sunt în acord cu voia lui Dumnezeu. Într-o a doua aplicație, vreau să observăm că omul este dator să aducă lauda cuvenită lui Dumnezeu pentru ceea ce face el. Atunci când cineva ne face un serviciu, noi, în baza educației, a culturii noastre, știm să spunem mulțumesc. Dar la cât te face Dumnezeu, cât de mult ar trebui să-i mulțumim pentru manifestarea autorității, puterii sale, conform voiei sale, că toate au ca scop biruința desăvârșită a binelui. Dumnezeu face servicii nenumărate. Și aș vrea să luăm trei citate biblice. Mai întâi, ca și principiul, Psalmul 37. Cred că David a rostit și pe baza experiențelor sale. Spune el, citesc de la versetul 4, Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Încredințează soarta în mâna Domnului, încrede El și El va lucra. Și scrie în continuare despre cei răi, că se întind uneori ca iarbă, alteori ca un copac, dar nu rămân multă vreme. Pentru că scrie în versetul 13, Domnul râde de cel rău că-și vede că-i vine ziua. Apoi scrie aici în versetul 25, am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cine veniți părăsit nici pe urmașul cerșându-și pâinea. Dar de ce? Pentru că Dumnezeu, zice în versetul 23, întărește pașii omului când îi place calea lui. Versetul 40, în final, Domnul îi ajută și îi zbăvește cirei și scapă pentru că se încrede în el. Și astea toate trebuie să se soldeze cu o laudă la adresa lui Dumnezeu. Să luăm două exemple. Unul legat de națiunea evreiască. Știți că în cartea Exod, în primele capitole, Dumnezeu își arată puterea prin plăgile care au căzut peste egipteni. Dar pe lângă aceste plăgi, Dumnezeu a mai făcut o minune la trecerea Mării Roșii. Și aș vrea să ne oprim numai în Exod, capitolul 14, pentru a observa din câteva versete ce a făcut Dumnezeu acolo. De fapt, oamenii le-a mai venit să facă doar drumul pe jos. Atâta că nu i-a transbordat pe celălalt mal. Scrie în capitolul 14 că Domnul a început prin a vorbi lui Moise. Apoi, în versetul 4 este scris, eu voi împietri inima lui Faraon, deci atât cum Dumnezeu lucra pe un front, și în versetul 8 că Dumnezeu a împietrit inima lui Faraon și a urmărit pe copiii lui Israel. Apoi versetul 14, care de fapt este înțelegerea acestui întreg episod, când Moise zice, Domnul se va lupta pentru voi, stați liniștiți. Scrie în versetul 17, din nou despre o altă etapă a împietririi, ca să intre după evrei în mare. Apoi în versetul 24, în straj dimineții, Domnul din stâlpul de foc și de nor s-a uitat spre tabăra egiptenilor și a aruncat în vâlmășeala în tabăra lor. A scos roatele carului și le-a îngreunat mersul. Egiptenii au zis, haide să fugim dinaintea lui Israel, căci Domnul se luptă pentru ei împotriva egiptenilor. Deci au văzut și aceștia. Și scrie apoi în versetul 30, în ziua aceea, Domnul a izbăvit pe Israel din mâna egiptenilor și Israel a văzut pe egipteni morți pe țărmul mării. În capitolul următor, după ce Israel a văzut mâna puternică pe care o îndreptase Domnul împotriva egiptenilor, este scris că au cântat. Asta trebuie să facem și noi. După fiecare lucrare a Domnului, să-i mulțumim și să-l lăudăm, căci este drept și se cuvine să-l lăudăm, cum spunea psalmistul. Un alt episod este cel din cartea Iona. Scrie în capitolul 1 că îndărătnicia prorocului a făcut ca Domnul să-l urmărească
l-a aflat și într-un mod interesant i-a călăuzit pe corăbierea aceea să tragă la sorți. Iona a fost aruncat în mare și Dumnezeu în mod miraculos a făcut să fie înghițit, dar nu nimicit de un pește. Și scrie în capitolul 2 că Iona a început să se roage. Și apoi, în versetul 10, Domnul a vorbit peștelui și peștele a vărsat pe Iona pe pământ. Și în cântarea lui, în rugăciunea aceea, spune în versetul 9, a spus Iona, eu însă-ți voi aduce jertfe cu un strigă de mulțumire și voi împlini juruințele pe care le-am făcut. Nu știu exact ce juruințe a făcut, dar în capitolul 4 iară face mofturi. Deși ar fi trebuit, văzând minunea lui Dumnezeu, să-i dea slavă. Eu cred că ninivenii aceia, mă gândesc la pocăința lor, chiar dacă nu-i scris ad literam, când au văzut că Dumnezeu s-a îndurat pentru că i-au crezut cu adevărat, cred eu că au avut cuvinte de mulțumire. Așa ar trebui și noi să facem, cum spune cântarea cu gândul dus la Marea Roșie acum, spune ultimul vers, să avem mereu în față măreții lucrărilor lui Dumnezeu, să nu uităm chemarea care ne-a făcut-o și să slăvim pentru toate. Lăudat să fie Domnul. Așa este scris în Psalmul 78, părinții au datoria să vestească neamului care vine, laudele Domnului datorită puterii Lui, a manifestării lucrărilor Lui. Să încheiem recapitulând. Deci Dumnezeu tot ce face în ceea ce execută El potrivit voii sale, face pe baza autorității cuvântului Său și a puterii sale. Se implică în absolut toate lucrurile din univers, că este proprietar de drept și o dovedește oricând că este și de fapt. Fapt pentru care noi trebuie să-L slăvim. Ceea ce face Domnul conform voii Lui exprimă măreția caracterului Său și preocuparea sa permanentă pentru întreaga creație. Dumnezeu chiar lucrează cu râvnă, scrie în profetul Isaia. Iar apostolul Pavel scria în Romani, capitolul 8, versetul 28, pe de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre bine celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre bine celor ce sunt chemați după planul Său. Căci pe aceea pe care i-a chemat mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru că El să fie cel întinescut între mai mulți frați. Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat, pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți, iar pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, accentuez, Dumnezeu este pentru noi. Dar nu numai pentru noi, chiar dacă noi suntem obiectivul central în lucrarea mântuirii, Dumnezeu are în vedere întreaga natură, pentru că scrie în același capitolul 8 de la versetul 20, că firea a fost supusă de șertăciuni nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o cu nădejdea însă, că și ea va fi zbăvită din robia stricăciunii ca să aibă parte din slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Așadar, Dumnezeu când a promis că va face cerul noi și un pământ nou, are în vedere recuperarea întregii creații. Deci iată ce face Dumnezeu. Așa cum am spus încă din prima lecție, potrivit planului Său, potrivit caracterului Său, dar toate acestea se dovedesc, se atașează piesă cu piesă în timp și în final, ca în finalul săptămânii creației, vom constata că tot ceea ce a făcut Dumnezeu este minunat, slăvit să fie El. Întreaga lucrare a voii Domnului nu poate fi cunoscută acum de noi. Biblia se limitează doar la ceea ce privește actul mântuirii. Dar în veșnicia viitoare, în noua dimensiune ce vom avea, cred că vom pricepe mai mult. Acum, să ne limităm la ceea ce este, să ne facem temele, zis așa, pentru săptămâna aceasta și dacă mai trăim pentru o altă săptămână, că scrie Iov la capitolul 26, sunt cuvintele lui Iov, versetul 14, și acestea sunt doar marginile căilor sale, și numai audierea lor ușoară ajunge până la noi, dar tunetul lucrărilor lui puternice, cine îl va auzi? Și tot în Iov s-a scris în capitolul 37, de data asta sunt cuvintele lui Elihu,
de la versetul 14, Iov ia aminte la aceste lucruri, privește liniștit minunile lui Dumnezeu. Știi cum cărmuiește Dumnezeu norii și cum face să strălucească din ei fulgerul său? Înțelegi tu puterea norilor, minunile aceluia cărui știință este desăvârșită. Slăvit să fie cel cu știința lui desăvârșită. Închei adăugând și cele scrise în cartea Eclesiastul despre Solomon, care s-a trudit să vadă ce se face sub soare. Cu siguranță că ar fi curios să vadă ce se face și dincolo de soare. Dar nici aici măcar nu le-a priceput pe toate. Nu putem pricepe veșnicia, chiar dacă avem în noi gândul veșniciei. Și scrie Solomon în 8:17, am văzut atunci toată lucrarea lui Dumnezeu. Am văzut că omul nu poate să pătrundă ce se face sub soare, oricât s-ar trudi. El să cerceteze, tot nu va putea afla și chiar dacă înțelept orice că a ajuns să se înțeleagă, tot nu poate să găsească. Rămâne așadar ca și în cazul lui Iov. Să-L lăudăm pe Dumnezeu atât cât îl pricepem, dar să pricepem că El pricepe totul, că poate totul. Și să ne bucurăm că acest Dumnezeu este și Dumnezeul nostru. Că voia Lui este bună, plăcută și desăvârșită și să nu uităm să-L slăvim întotdeauna pentru această voie a Sa în ceea ce face El. Amin.